Salut, copii! Sunteți gata de nuntă? Da. Nu? Emoții. De ce, băi, tu te însori? Nu, dar, pur și simplu, acolo e mult lume și mereu am emoții. E că așa părul Ariane s-a primit, foarte frumos. Aici mămica. Salut, Ariane! Eu sunt gata de nuntă, am luat și schimb la copii. Mai bine să fie, da. Să mergem. Să-l arătăm și pe Sergiu. Foarte frumos. Sergiu da. Foarte rar se îmbracă în așa stil, dar stă foarte bine. Scrieți în comentarii. Este de bumbac, da? Da, tot e de bumbac. Hai frumos, hai. Am văzut mirele și mireasă. Ai văzut? Ceva s-a zărit acolo. Ce interesant. Suntem pe un lan, 25 km de la București. Așa, ceva neobișnuit. N-am fost niciodată la așa nuntă. În prejur lanuri, tot și frumos pentru sesiune foto, aici e foarte super. Afară e cald, e bine, nu bate vântul. Ceremonia a început, încă nu a început. Bine ați venit! Bine v-am găsit, ce frumoși sunteți! Mulțumim. Casa de piatră. Ariana o să meargă să arunce petale la mireasă, da? Uite, acolo sunt petalele. Ia-o și pe Amelia. Așa, stai că e mănâncă. Așa, încet, nu te grăbi. Ariana, nu te grăbi. Arunc, Amelia, arunc. Ariana, arunc și aici, Ariana, arunc aici. Mergem să felicităm Mirii. Așa cu gheață, uitați-vă, Ariana, uite ce gheață, super, da? Alex? Da, gheață. Asta e gheață uscat. Uitați-vă ce mese frumoase. Și DJ, a scris și muzica aici. Unde masa noastră? Hai, trăiască Miri. Aici e masa noastră. Lângă Miri noi a să fim. Miri acolo. Ce, noi aici, uite, ce scrie acolo? Sergiu, acolo? Ariana. Cristina. Dar noi suntem aici. Eu l-am pierdut pe Sergiu și vreau să văd unde e, dar el e afară. Ce faci tu afară? Te-am pierdut. Nu și pierd eu super, poți spui cât vrei. Și e bună, e rece, da? Foarte rece, foarte bună. Super. Și locul e foarte super. Da, îmi place tare mult locul. Vreau poza mu cât e ziua și cât ești treaz. Stop it! Get some help! Ariana cu Amelia se joacă. Prind luminile. Toți fac acum poze cu Mirii. Și acum peste jumătate de oră ne așezăm la masă. Aici umbrelele când e soare, cred că le deschid. Da, cred. Și luminițele seara trebuie să fie frumos. Ei, noi suntem până târziu aici, o să vedem și seara cum e. La căruța și putem să facem o poză. Da. Cristina face poze și peste tot. Faceți nani? Vă chemăm la masă, bine? Hai, Alex, culcă-te și tu. Da. Ariana, tu chiar dormi? Tu chiar dormi? Mireasa și nașii dansează. Și pe urmă să adauge muzica în background. Și aici drona. Îi face așa un cerc, știi? Deasupra. Foarte frumos. Să adauge la albumul de nuntă. Ariana, o strâns de aici niște de-astea și vrei să-i fac. Ești gata? Da! Stai așa. Hai să mâncăm. Vrei să papi? Să papi că n-am mâncat nimic de dimineață, da? Da. Așa e Sergiu, da? Nu știu, asta nu sunt, stau, ne-am bine aici, dar nu vreau. Îți place?
La copii nu a venit încă? Nu. Acoși vine. Vrem să facem și poze aici. Eu am să fac cu asta. Care? De fapt eu valuri, alții fac spume. Alex, uite la tata. Ariana, stai, stai, așteptăm rândul. Dansul mirilor. Da, e și frumos. Gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. Și copiii au obosit. Până acum au alergat, au sărit. S-au obosit, da. Ariana, au găsit bomboane din Moldova. Și câinile au obosit. Ia de ce frumos de atât. A furat mireasa? Ce șerim, trebuie să înțelegi?
bani? E insărat. Să recite și avea o poezie. O declarație. Se zic că e 10 lucruri pentru care o iubește pe Evgenia. Deci rămâne o declarație de dragoste. 10 lucruri pentru care o iubești, da? Ce face? Ai zis că poți mai mult de 10. Ce să zic eu, mai întâi aș vrea să o dăm. Deci, Ana, ce te rog? Că zic eu o declarație. Cu 10 motive. 10 motive, da. Un leu și bani. Nu, noi nu vrem bani. Hai că vine mireasa. Cum a susținut toate deciziile pe care le-am luat și a fost alături de noi. A fost îngăduitoare timp de 5 ani de zile, dar după 5 ani mi-a bucurat să o cer. Îmi vezi pentru că la un moment dat o să fie mama copilor mei. Doctor Mirilor, running through the crowd on a busy street. Need to find some air in the summer heat. So how about the music like a dimineața. Alex e somnoros. Bună dimineața, Rian. Mica, neața. Gata, mergem acasă. Ieri Ariana a adormit la nunte. Afară, la aer curat. Ariana, ți-mi minte cum ai dormit? Nu. S-a trezit asta dimineață. Foarte obosit era. O alergat e mult. Da. V-a plăcut nunta? Ceva deosebit a fost. Foarte frumoasă nunta, ne-a plăcut foarte mult. Bravo, Mirilor, s-au distrat din noi. Da, vrem să le dorim încă o dată casă de piatră și... Să meargă înainte așa, în armonie. Mulți ani fericiți, în familie. Să cedeze ambii pentru o viață mai fericită. Și multă sănătate. Da. Și mulțumim de invitație. A fost foarte frumos. Iar noi acum ne pornim în Moldova. Da, avem 500 de kilometri de mers. Da, să ne oprim la o patiserie să luăm ceva de mâncare, că nu am luat micul dejun și la copiii foame și nouă. Și nouă. Luăm ceva. Și pe urmă Moldova. Moldova baby. Uite, eu luat mamica. Când ți-e foame așa, e rău să te duci când ți-e foame. Nu, dar pe la drum, noi avem 500 de kilometri, 7-8 ore. Ce la fie, bun. Stai să nu ieși vaca. Da, este. Asta? Este dulce dacă mănânci. De ce îți dau și dulce? Am luat și dulce. Focșani Mall, baby. Da, noi mereu te-am facem cu pasul aici când mergem. Ce la supermarket, să mai luăm câte ceva și... Eu iau ceva la drum. Baby shark, tu 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 baby shark. Pe unde am venit, Alex? Pe aici? Mai țin minte. Deci așa, am luat silicate la pisică și câte ceva la copii. Înghețată, iaurt. Iaurt ce mașină. Da. Și mergem afară, mămica a rămas să mai uite pe la niște magazine. Eu nu-mi place așa mașina, nici tu. Nu-ți place? Nu, din spate. Electrică. Din spate. Din spate nu-ți place, dar din față îți place? Da? Frumușic. Electrică, benzin? Economă, nu benzină, electrică, să punem priză. Capacul, da, e în față unde se pune în priză. Vam Albița. Am ajuns. Și să vedem dacă este un putiaș. Când am venit, ții minți. Da, încoace. Dar înapoi era o mașină numai. Serios? Am ieșit cu dâns. Serios,
Niciodată nu a fost vama așa, nici una. Nici o mașină nu era înapoi, ții minte? De unde se înșepe? Da, nu știi că așa, uite câte benzi acolo era. Știu, te zic. Deci ați domn de primul să-ți facă, nu? Da. Avem deja 15 minute, uitați-vă, și multe mașini. Și în spate s-a format tot o coadă, nu mică. Mai pe scurt am stat o oră și 20 de minute, nu, o oră și 10 minute. Așa că aici am ajuns în Moldova. Gata, ieșim și controlul cu mașina, să-mi dai liber și am plecat. O oră și 40 am stat ambele vame împreună luate, pentru că când am plecat, vama în Moldova e unită cu acea românească și am stat acolo două ori. Așa că cam un pic mai puțin am stat. Dar tot mult am stat. Da, prima dată am stat așa mult. Tu e lacrimi gemene. Chișinău și București. Gata. Toți vă și senin copiii cerul. Da, de mult am fost așa. Da, nici un oraș. Cam Grecia. Da, cam Grecia. Odrii noștri frumoși. Au fost doar de dânsă. Acasă și deschis poarta și o ieșit o sticlă afară. Hai Alex, du-și o strângi, să o călcăm. Stai să punem cu spatele că scărcăm, da. Am uitat că vin scăpat. Hai să vedem ce face Mia. Da. Ah, ce aer curat. Unde Miuța? Ia că teo, ia la dânsă, ia la dânsă. Si mumoază, știa. Asta ne-o carască, 3 zile am lăsat-o. Și stă, vezi, stă. Căsuța nouă, stră, cuibușor de nebunit. Ce-a făcut Mie singură? Păi cu minte? Mumoasea. Deci apă este. Așa, noi am pus apă proaspătă, vedeți, curge, circulă, mâncarea tot automat iese. Am citit despre pisicile astea. Până la 3 zile putem să le lăsăm singuri, nu-i problemă. Noi 3 zile, mai mult nu. Dacă mai mult de 3 zile o lăsăm, noi deja o ducem undeva. O ducem la bunica sau la nujene. E fost dor, dar e la dânsă. Ui, speriat, mă. Fericită, da. Mumoase, da, mumoase. Cu minte, da? Nu, pachetelul îi punem deodată aici, în farfurie. Aici e vista umed care ea iubește, da? Că a fost bravo. Bravo. Nu fac probleme, văd că nu a stricat nimic în casă, da, mi-ați? Ce nu ți-i foame? Nu, e fericit că am venit. Da, e nici măcar nu vrei. Am vrut. Spălat mânuțele? Da, spălat. Am luat și borș ca întotdeauna. Data trecut când am venit din călătorie tot am luat borș. Că mâine Cristina să facă, dar noi vrem acum. Șcaut. Fierbinte. Așa l-ai luat, Alex. Am trecut, am luat tot borș și lichid. Gustos. Am mâncat și am descărcat. Aici e Ikea la noi. Copiii sunt nerăbdători. Și aici e Ikea. Două cuiere am luat. Și ia ca toate lucrurile. Nu vreți să vă culcați? Vreau să le deschidem, prietenoși? Hai arătați ce ați luat. Eu am brat. Așa, bine, Ariana are un Barbie și-a luat. Dar e ce e? Uh-huh. Eu am devenit un milionier în bani. Și ce-a luat?
500 de euro. Uite cât. A, șervețele, 10 euro. Deci, eu mi-am luat șervețele. Da. Mi-am luat șervețele pentru școală. Mi-am luat un penal pentru școală. Asta așa, când să-mi fac un cacao sau să beau apă, la curătoare. Asta cu pistoletul. Să joci. Să am chef să mă joc. Arena tot ce-o luat de asta, e ca să o luat și-o hus la telefon. Spăți mă la urmă, tu ce ți-ai luat? Pentru bucătării. Fiecare cu jucările lor. Și asta pentru ce? Ca să curăț mărul. Ah, super, da. Mărul, pruna, diferiți tăvăluți mi-am luat. Canalul meu nou, iată așa, cake-uri diferite o să fac. Dacă știam să le folosească la rețete pe acest canal. Așa că intrați și uitați-vă. Lampa lui Ariana. A, și lampa, da. Asta e partea de sus a scaunului Arianii. Da, iată așa. Da, să facem noi într-o zi puțin ordine la Ariana, că acolo e... Schimbarea, să facem imensă acum. Jeli mari la Ariana. Așa, mi-am luat funduri. Că eu le folosesc des funduri. A mie e fericită. Mi-am luat așa chestiuțe de la Ikea, strei, pentru diferite răzăniele, știi? Și ce-am mai luat? Am și niște lejerii de pat pentru copii am luat. Arena și-am luat pe inimioare, Alex cu brăscuți. Stase? Așa, gata cu Ikea. Și de la geampă mi-am luat niște boluri, astea care mai pun eu. Asta e pentru usturoi, pentru, ce să zic, condimente. Pier negru, da. De chisat. Asta e silicat, am luat. Era mai ieftin în România. Mai ieftin de, nu știu dacă aproape 3 ori. Și am luat. E ca Sergio zis că acela nostru nu-i prea bun. E cu un picior același, sunt doi, dar este mai stabil. Și uitați-vă, Sergio, ce-o găsit în geambă. Da, mie asta mi-a plăcut că crema de pe... e care și siliconul ăsta. Și eu cred că după și mesti și e foarte comod să știi de pe bol să curăți. Da. Asta și-am spus că am luat. Asta discos spre șenile. Ei, haide, bună ziua! Am și mai arăt. Ah, am luat și așa ceva pentru oțet și ulei. Mi-a plăcut foarte mult. E foarte gingaș sticla. Da, asta e că aici e ulei, dar aici unde e strugurile e oțet. Pe masă, super. Doar când, pentru invitații sau la filmulețele mele. Vreau să văd dacă voi ajuns întreagă, că nu am mai... Așa arată, dar e foarte, foarte fină. Dar are și capaci, unde-s capacele? Da, sunt acolo. Uitați așa frumos. Gilem. Așa. Unu. Cic. Și doi. Mie mi-a plăcut foarte mult. Tot adică... de la Ikea, da? Nu, asta e de la Jumbo. A, de la Jumbo. De la Ikea acolo am luat mai... Și niște farfuriele. Simpli. Pentru de-astea sosuri care la pe masă. De-astea, cum zici, nu, cușoare, atât. Acum mergem să facem duș toți și la culcare. Este jumate la 10. Și mâine, da, a să începem noi curățenia și tot ce nevoie și gazon trebuie să-l fac. Și cam asta. Sperăm că v-a plăcut vlogul de azi și îndeosebi nunta. Nu ne-a plăcut foarte mult. Și încă o dată casă de piatră la tineri. Voi a fost familia Portnoi. Pa, pa! Papa, copii! Ariana, papa!